Azi, la Shonero Live vorbim, dacă o să fie un anime despre Excess XXX... Tentacion, ce Demon Slayer care e absolut imbatabil, sau, progressive, Seven Deadly Sins și Fire Force plus câteva surprize printre care The Time I Got Reincarnated as a Slime. Hai să vorbim despre toate astea și multe altele live acum la Shonero Live pe twitch.tv/shonero. Hello, hello, hello și bun venit la un nou episod din Shonero Life. Numele meu este Raul, eu sunt un alt fan anime care efectiv vorbește un pic prea mult despre anime și azi avem o ediție foarte, foarte interesantă cu o droaie de știri foarte uh, interesante, unele chiar un pic... Dubioase uh, ca să zic așa, deci hai să vedem despre ce este vorba și începem bineînțeles cu știrile ridicole. O să vedeți azi că vorbim despre o dread de chestii în mainstream. Uh, de ce? Pentru că începem cu știrea legată de well, uh, micul, micul, uh, așa glimps de. Anime uh, pe HBO prin emisia lui John Oliver despre well alegerile din America episodul care a fost săptămâna asta uh, și ei bine dacă vedeți acolo poza este și o mică referință la My Hero Academia și ultimul film. Uh, Ceea ce, again, e ridicol, dar e ridicol de mișto. Orice referință în mass media generală de mainstream către anime-uri, eu zic că e un câștig și e un lucru foarte, foarte pozitiv. Cu cât mai multă lume știe, cu atât mai mulți fani, cu atât mai multă lume cu care să povestim, să discutăm despre chestiile astea. Bun venit acolo în live chat, bineînțeles dacă vă uitați pe twitch.tv.ro iar pentru cei restul care vă uitați pe YouTube, mulțumesc de like, share și subscribe. Iar pentru cei care ne ascultați în format audio, vă apreciez tare, tare mult și sper să vă bucurăm urechile cu aceste știri în timp ce voi lucrați, faceți sport sau efectiv numai aveți nevoie de ceva în background bun. Asta este prima știre. E foarte, foarte mișto. Dacă vreți să vedeți clipul, bineînțeles, o să fie lăsat pe serverul de Discord de la a, minutul cu tare, unde apare acea poză. E, bineînțeles, o referință despre well, chestii care le facem toți și e foarte, foarte naturale de la o vârstă încolo. A, a, deci, hei, contextul să zic acestei referințe în background a, a unui anime. ei hey, extraordinar de bine pus, după care hai să trecem mai departe să vorbim despre, al, știm că Japonia fac tot fel de val ciudățenii. Și trebuie să vorbim despre un Pokémon uh, mai uh, degrabă, un Pokémon oarecum val uh, faimos, dar nu tocmai dintr-un motiv bun, ci dintr-un motiv val că tot ceea ce știe să facă este harden. E vorba despre metapod. Uh, de ce vorbim despre acest uh, Pokémon, la știri ridicole, pentru că avem o știri ridicolă legată de acest uh, sleep bag care este un metapod unde te poți ascunde după ce val, când vrei, să-i, de fapt, pauză de la birou sau de la școală și să dormi un pic. Ei bine, în acest metapod poți să dormi și să ignori toate problemele din lume. Ei. Extraordinar, e superb, dacă n-ai ce să te țină în brațe o să te țină acest metapod în el și e cea mai Japanese awesome thing ever uh, din punctul meu de vedere. E just absolut ridicol, ridicol de ridicol, uh, gen ca să mai vedeți unele poze din acest material de promo pentru acest metapod. Iti arate efectiv cum sa urca tipul ăla, sa <laughs> dai jos de la biroul sa urca în acel Sleep bag, practic, Și după acum cum efectiv nu mai stă pe jos. Un mood mai uh, tare, mai puternic n-am văzut decât acest, în aceste poze care sunt foarte foarte fucking based din punctul meu uh, de vedere. Ei ia yeah, și eu la fel, sincer vagabond, și eu mi-aș lua un un metapod de genul neironic, just ca să mă urc în el și să. așa, shut down, just shut down cu totul uh, mai ales săptămânile astea care au fost absolut dezastroase din multe puncte de vedere, care era un afară, bineînțeles, controlului nostru. Și așa trecem la prima știre, uh, bineînțeles, prima știre serioasă, dar înainte să trecem la știrea aia. Trebuie să vorbim despre un lucru și vreau să vă amintesc mai ales celor care sunteți acolo în live chat pe twitch.tv, aveți trei uh, emoturi noi, de ce? Pentru că eu fiind un Twitch Affiliate, am aceste emoturi. Voi aveți acolo niște puncte foarte, foarte drăguțe, iar cu acele puncte, cu 500 din ele, puteți să deblocați acele trei emoturi. Uh, este foarte simplu, just click pe, uh, acele puncte Alegeți uh, unlock în uh, emote și alege unul din cele trei uh, sau alegele pe toate trei dacă ai uh, punctele și, uh, bineînțeles, uh, este vorba de emoturile da ori ba care poți să le folosești în timpul, uh, bineînțeles, acestui uh, live show, uh, live podcast, acolo în chat și să zici dacă da îți place, ba îți place sau ori ești undeva între și nu știi dacă îți place cât să i zici da sau nu ți place cât să îi zici nu, așa că îi dai un ori. Poți face asta acolo în live chat. Bun, acum cu asta out of the way, hai să trecem la știrile, biențeles uh, bineînțeles, uh, știrile principale și începem cu știrea despre, well, anime XXX Tentacion. Este o știre, este un zvon mai degrabă, dar Hai să uh, vorbim uh, cam cum s-a ajuns aici și de ce vorbim despre acest rapper. Uh, pentru cei care nu știu, cum uh, well, uh, nici eu nu sunt foarte la zi cu uh, tot ceea ce e mainstream, mai ales în lumea rapului și așa mai departe, XXXTentacion uh, a fost un rapper uh, care a murit, împușcat la 20 de ani. Dar uh, care, bineînțeles, a fost și un fan anime, uh, un mare fan anime. Uh, și, e bine, de la moartea lui s-a întâmplat o droaie de chestii din 2018 uh, și o să vorbim și despre asta. Ideea este că e un mare uh, fan, a fost un mare fan anime întrucât uh, unele din anime-uri care le-a văzut sunt un pic mai mainstream, dar uh, să știți că au introdus anime-ul la o de oameni care, well, ascultau SoundCloud rap și Mumble rap și așa mai departe, care probabil nu s-ar fi uitat vreodată la anime-uri. Printre anime-urile care s-au uitat uh, fiind Blue Exorcist, Naruto, One Piece, Bleach, uh, stai să vedem ce mai avem pa Parasite, Inuyasha, Hunter x Hunter Fullmetal Alchemist One Punch Man, Inuie, uh, și Soul Eater, astea ar fi câteva din animeurile uh, care le-au văzut din uh, ceea ce uh, ne zic fanii uh, XXX Tentacion. Și e, e foarte interesant să vezi uh, că well, din ce în ce mai mult uh, intră în mainstreamul general uh, toată ideea asta de uh, anime și oameni care se uite. Și bineînțeles, am avut și acea piesă cu mai uh, Dragon Ball Z dureg care îi chest absolut hilară și extraordinară dacă n-ați văzut o, o să o postez aia pe serverul de Discord. Uh, dar, uh, cum ziceam, uh, tipul ăsta a fost un rapper fan anime și e bine uh, după moartea lui o droaie de chestii s-au întâmplat, cum ziceam aici devine partea controversată un pic, pentru că mai uh, maica sa, aparent, a preluat cam tot ceea ce well, înseamnă proprietate intelectuală ex Și, ei bine, după moartea artistului, o scos două uh, albume, care erau, bineînțeles, piese și chestii neterminate, deci nu erau... Uh, foarte bine făcute și probabil uh, al, după spusele fanilor, nu cred că i-ar fi plăcut tare mult artistului să iasă la lumină acele albume și acele piese. Iar de acolo, ei bine, au apărut o droaie de alte probleme, printre care faptul că Maica sa și-a trecut aparent 11 milioane de dolari în contul ei din proprietățile lui Tentacion și... Așa ajungem la toată faza asta cu anime. De ce? Pentru că, uh, cum ziceam, Maica sa aparent well, îi se rupe efectiv de tot ce înseamnă Legacy și uh, tot ce a făcut fiul său, iar uh, oriunde găsește oportunitate o să se lege de ea și, aparent, având în vedere că fiul ei a fost un fan anime, e bine, vrea să facă un anime. Cel puțin. Uh, astea zvonurile momentan. De ce? Pentru că bani, probabil. Nu ar fi prima oară când se întâmplă o chestie gen unde well, personalități din vest vor să-și facă un anime. Aici mi amintesc exact de Nio Yokio sau uh, cum era anime ăla cu uh, cum dracul cheamă, fiul lui Will Smith cu Tobleron care au fost such a shit show și boy oh boy uh, iar na e, e, foarte foarte dubios vinind de la well, o persoană de genul să vrea să continue să facă bani de pe moartea fiului și să well, încerce să-l exploateze și acum după 2 ani care e o chestie foarte fucked up din punctul meu de vedere și foarte tristă Pe cât sunt de deschis la minte Și de acord Că na Poți să faci adaptări în filme Și așa mai departe A cărților, artiștilor Care au fost sau whatever Să mai joci piesele de teatru A oricărui au murit Și așa mai departe Mi se pare foarte foarte dubios Să Scoți un anime Despre o persoană care a murit Pe ideea de să faci ce exact Pentru că Dacă e să faci un documentar, un biopic De ce nu-l faci normal De ce să faci un anime din el E cea mai dubioasă chestie uh, Sau de ce ai face un anime Cu puteri gen Naruto Dragon Ball, One Piece, whatever Ca Pentru cine îi Rapperul nu îi acolo ca să fie consilier la toată chestia aia și să o facă după cum și a imaginat el. Și am dubii că o să facă ceva bun din well, piesele și ideile care le-a avut el în carnețele și în ăsta de-a lungul anilor. Adică e just foarte dubios și foarte ne ok din punctul meu de vedere dacă îi orice pic de adevăr care pare să fie având vedere că maica sa e just felul ăla de persoană care efectiv o să profite de chestia asta. Ceea ce e foarte fucking trist pentru că avem două medii, muzică și anime care se leagă foarte bine și... Well, deși industria anime nu e cea mai perfectă și are o droie și o droie de probleme, am vorbit despre chestiile astea de când suntem cu Shonenro Live-ul și ce probleme are industria anime și cum nu își plătește talentele și cum își bat joc de bani și n-au idee cum să managerează toată chestia. Totuși, să faci un anime după un artist mort e foarte fucking dubios. Val uh, să fie hentai ar fi foarte ciudat, sincer. Aia e că aia e paradigm, că faptul cu toată chestia cu albumele și asta chiar nu nu, nu -mi dă niciun pic de încredere în proiectul ăsta dacă e adevărat și dacă îi să fie vreodată. Înțelegeam dacă era încă el viu și na, se ocupa el de producție sau era cumva implicat în ceea ce voia să facă, dar așa ei just holy shit ei rău de tot. Bun, uh, dar acum hai să trecem la ceva mai incredibil în sensul bun decât incredibil în sensul de vai de pui mei. Uh, și, bineînțeles să continuăm să vorbim despre a patra săptămână a lui Demon Slayer, care e absolut fucking imbatabil în ceea ce înseamnă box office. De ce? Pentru că ei bine, au intrat în top 5. Am vorbit despre asta. Au intrat în top 5 a filmelor din Japonia, care au fost lansate în Japonia vreodată, în sensul de, o trecut peste toate filmele Harry Potter, o trecut peste House Moving Castle și au ajuns numărul 5 în all time uh, filme în box office, termen de box office în Japonia, care mind Fucking blowing. Este chiar sub uh, Name și uh, Frozen, care uh, well, urmează probabil probabil să treacă peste ele odată cu sfârșitul uh, săptămânii care urmează. Ceea ce este foarte foarte interesant, făcând undeva uh, la peste 197 de milioane de dolari. Uh, asta uh, p. Banii și a făcut până în noiembrie 8, ceea ce îi extraordinar după 24 de zile uh, în cinematografele japoneze. Îi, cum ziceam, al cincilea cel mai mare uh, film, uh, trecând de Harry, seria Harry Potter, trecând de Sorcerer's Stone care avea uh, 20.3 miliarde de ieni și, uh, bineînțeles, de House Moving Castle. Vorbind de chestia asta, uh, nu știu ce jurnalist, între ghilimele, -o trezi să trezi să-l deranjeze pe Hayao Miyazaki în timp ce aduna gunoaie, sau ducea gunoiul, pardon, no. să întrebe ce părere are despre Demon Slayer și că au trecut atâtea filme și se apropie, bineînțeles, de locul întâi în box office-ul japonez, la care, bineînțeles, că Hayao Miyazaki zice, Bă, nu -mi prea-mi pasă, nu prea mă uit la filme și la TV în ultima vreme, Așa că te rog să mă scuz că eu mai trebuie să adun gunoi cum mi-e rutina în fiecare dimineață. Ceea ce e foarte drăguț, iar bine înțeles că restul de presă japoneză practic o râs de tipul ăla și o zis bă, ești cam nesimțit că ai făcut chestia asta, ei nasol să mergi așa să deranjezi oamenii care well, își văd de treabă fără pic de whatever. Um, nu, nu o să apară niciodată un film japonez în cinematografe la noi în România, pentru că voi nu dați subscribe la Shonero, nu dați subscribe la Lumea Anime România, nu dați subscribe la Odrai de Creator Român să vă arătați că vă pasă. A, deci, așa că hai să trecem mai departe. mai, ok, trebuie să, hai să, acum mai în serios, trebuie să vă arătați că vă pasă. Dacă stăm numai în grupulețe mici și nu Uh, le arătăm la oameni că efectiv ne pasă și nu facem chestii, nu ai ce să faci și până la urmă organizația de aici din Cluj uh, cu uh, Anime Culture Club s-a apucat să posteze în engleză pentru că în România nu prea are cu cine uh, să mai uh, vorbească aparent despre anime, ceea ce e foarte fucking trist pentru că și acolo unde se făceau, cum îi zice screenings de anime la facultatea Psega, acum nu se mai fac din cauza la pandemie și na din cauza că nu prea mergea lumea, ceea ce e foarte, foarte fucking trist. Deci dacă vrei să vezi vreodată în România un film, anime, dă like, dă subscribe și dă share. Zile la lume, hai să ne adunăm, să ajutăm cum îi zice, toți creatori ăștia care fac, cum îi zice, content despre anime sau faceți voi content despre anime cu cât mai mulți, cu atât vocile noastre sunt mai mari și cu atât le arătăm că ne pasă. Momentan noi nu avem creatori de anime pe YouTube care să aibă 10-15.000 de subscriber, dar care să vorbească numai despre anime nu să vorbească despre nu să, să joace jocuri nu să nu știu, pirateze filme, cum fac unii, ci efectiv să vorbească despre anime. Dar noi românilor suntem atât de proști și bătuți în cap, încât nu ne ajutăm unul pe alții când ar trebui să ne uh, ridicăm ca și comunitate. Bun! Mergem mai departe să vorbim despre ce altceva mai face de Slayer. Uh, pentru că, pe lângă faptul că o trecut de uh, bineînțeles uh, Harry Potter și toată seria asta, e bine este al, patru, este al patrulea weekend unde acest film este pe locul 1 cu uh, filmul Monster Strike ieșind pe locul 6, iar uh, Precure picând de pe locul 3 pe locul 4. E absolut extraordinar din punctul meu de vedere că au reușit și în acest weekend să facă 17 milioane de dolari aproape adică 1,772 uh, miliarde de ieni care e just fucking mind blowing și uh, faptul că continuă fără efort să uh, să ducă trenul acesta pan intended uh, mai departe. E just na nai ce zice. Rămâne o chestie, zic eu, de săptămâni Până uh, ca acest film să ajungă pe primul loc în termen de box office Iar indiferent cât de hater ești legat de Demon Slayer, Nu poți să zici că e un anime de nota 4, 5 sau 6 Când uită-te, uită la ceea ce face, uită-te la răspunsul oamenilor Și, again, cum ziceam și vă dădeam și eu exemplu Mie nu-mi place uh, One Piece, nu-mi place Bleach le-am dat drop, dar nu le-am dat notă mai mică de 7 la niciunul din ele, pentru că trebuie să recunosc, îs bune au o o de elemente, dar pe mine efectiv nu mă pasionează, așa că le-am dat drop. A rămas cu elementele care mi-au plăcut și de restul, who gives a shit. Ceea ce e ok, e ok să faci asta. Sau, mai degrabă, aș putea să-i scot nota cu totul și să-i că I don't care. Ce ar fi o chestie ok? Dar, again, trebuie să recunoaștem uh, chestiile astea și e ok să nu-ți placă, dar trebuie să recunoști că ceea ce face Demon Slayer, momentan e extraordinar uh, din punctul meu de vedere. Mai ales că, na, și așa, e greu cu filmele anime, având în vedere că unul din cele mai frumoase filme ever, Violet Evergarden, uite că e doar pe locul 7. Uh, bun. Gen, la box office în weekend ăsta e doar pe locul 7 Ei fac încetul cu încetul cât e 100.000 de dolari pe weekend Ajungând, parcă au ajuns la 1.7 miliarde 1,7 milioane de dolari Ceva e genul, în total ceea ce na, nu-i mult, dar uh, na, ce să faci Bun, mergem mai uh, departe Dar aia e chestia, că e foarte, foarte interesant cum Într-un an de zile, că Hai să fim serioși, de când a ieșit anii meu din vara anului trecut până acum, eu zic că e o diferență foarte mare și e o distanță foarte mare între când s-a terminat uh, sezonul în septembrie anului 2019 și până în octombrie când a ieșit filmul, a fost un an și o lună și mi se pare extraordinar de interesant cum după un an și o lună, un film de genul a reușit efectiv să... Adune atât hype în spatele lui și să fie presupun atât de bun sau entertaining încât să continue uh, o lună întreagă să fie pe primul loc la box office când ai avut filme precum Precure și multe altele care efectiv au ieșit sub, sub par uh, și uh, nu numai, ea, dar Demonsler uh, efectiv a intrat în primele 20 filme de anul ăsta în termen de. Efectiv făcut bani din, din cauza la pandemie Că na uh, Ultimul film mare practic uh, de la Hollywood care a ieșit a fost Sonic the Hedgehog <laughs> Și <laughs> A fost bun nu, nu pot să zici că nu a fost bun Dar ăla a fost ultimul film mare care a făcut bani uh, Că rest Marvel nix DC uh, well, DC a ieșit cu un film Care nu a fost extraordinar de bun uh, Dar au fost ok și în rest, mai nimeni. Uh, adică na. Bun, uh, mergem mai departe să vorbim despre sau Progressive. De ce vorbim despre sau Progressive? Pentru că s-a anunțat că nu-i un sezon de anime, ci este un film anime. Ce? Da, aparent, sau Progressive, care e, uh, well, uh, parte din uh, seria sau și vorba despre povestea... Uh, primului sezon, parcă spusă din perspectiva, uh, well, cum, uh, Tipei, uh, acum o să o rea de la început, că okay, e, again, perspectiva Tipei, și aparent o să treacă prin uh, fiecare nivel sau etaj uh, legat de castelul Anikrad, da, așa cred că îi zice, sper că nu l-am stricat prea tare, uh, Sword online Online Progressive e o serie de novels. Au fost lansate în 2012 și pe asta se bazează acest film. Vorbeam și pe serverul de Discord că lumea mi-a întrebat dacă o să fie mai multe filme. Eu ziceam că nu știu dacă e posibil asta, având în vedere că, indiferent cum te uiți, dacă nu le lungești acele. adică no, un episod de un anime, îi de obicei între două și patru capitole depinzând de uh, anime de adaptarea light novelului sau a mangaului, dar de obicei între 2 și 4 capitole și și dacă e un capitol întreg sau două capitole, un în volum întreg, nu e mare diferență că în loc de două capitole o să fie un capitol, adică jumătate de volum care îl adaptează în film. Uh, și și ai un pic tras uh, de cod, având în vedere că filmele de obicei îs o oră jumate. Uh, da, ce știe, again, să nu uităm că până la urmă e vorba de o industrie, adică funcționează pe bani. Dacă o să facă o droaie și o droaie de bani acest film, fiți voi sigur că o să scoată două filme, plus spin-off, plus filme spin-off, plus dracu știe ce e ăsta... Da, o să le scoată. anyway, pe lângă uh, posterul care îl vedeți acolo, o și un trailer, trailer care o să fie de pe Twitter, nu de pe YouTube, că region locked, uh, dar dacă vreți să-l vedeți, o să fie, bineînțeles, pe serverul de Discord, e un trailer ok, e animație foarte frumoasă, că e un film anime și de obicei la filmele anime au timp și au, cum îi zice, uh, resursele necesare pentru asta și a animat totul aproape de perfecție, deci filmul arată foarte, foarte bine din uh, trailer. Uh, interesant este în felul următor: regizor îl avem pe Ayako uh, Kawano, care a fost uh, unic director la Black Butler, Book of the Atlantic, tot el a fost regizor la uh, High School Fleet și The Seven Deadly Sins uh, Sins. The Movie, așa, uh, Prisoners of the Sky, deci nu-i primului film uh, care l a regizat, acest film uh, este produs de studio A1 Pictures, um, designer de caractere este Kento Toya, care a lucrat la Alicization și uh, Seven Deadly Sins, Revival of the Commandments, uh, ceea ce e uh, interesant. Bun, um, Asta este știrea. Uh, trailerul, cum ziceam, e foarte bun. Posterul ăsta nu e spectaculos, dar, again, trailerul e foarte, foarte bun. Iar, again, știți, eu nu sunt fan uh, Isekai nu prea am pasă de seria asta, dar, again, e o serie care recunosc ce a făcut în 2011-2012 când a ieșit. Recunosc trendul care încă continuă din cauza acestui anime. Și uh, trebuie să recunosc că trailerul ăsta e făcut foarte, foarte bine și animat extraordinar de bine. Deci, again, dacă ar fi să dau uh, un da orba ba, i da un mare, mare da uh, pentru că e bun. Uh, și na, uh, mergem mai departe la știrile manga. De ce? Pentru că, e bine, noi la știrile manga am decis că vorbim despre serii care ori se termină, ori nu sunt prea cunoscute, sunt foarte cunoscute în lumea manga și anime, încât merită să vorbim despre ele. Și azi avem câteva știri uh, de genul. O să vedeți că unele probabil o să vă surprindă. Uh, de ce eu zic că o să vă surprindă? well, ajungem acolo când ajungem acolo. Prima dată trebuie să vorbim despre, well, Shonen Jump, nu uh, Shonen, ro. De ce? Pentru că lansează două noi manga, uh, una, val, uh, well, una interesantă care au avut un one shot în două, ambele de fapt au avut un one shot în 2019. Prima este alu uh, Mi Mitsu, Mitsutoshi și uh, Shimabukuro, care e interesant uh, trendul ăsta de animeuri care sunt battle cum îi uh, și cum îi zice uh, no Soma și uh, am avut acum apare Ranma și avem uh, Dr. Doctor Stone care e așa oarecum tot felul de well, tot felul de nișe dubioase, dar unde se bat pe tot felul de chestii, e bine, uh, el uh, o să scoată acest manga despre, well, e un battle manga despre arhitectură uh, și pare, pare foarte dubios. Se numește, bineînțeles, foarte simplu, Build King, pentru că, na, nu trebuie să ai tare multă imaginație, dar e un battle manga despre arhitectură. O să fie lansat peste 5 zile, 16 noiembrie, cu uh, issue number 50 a uh, Weekly Shonen Jump. Uh, da, ăsta a avut un one shot, pardon, în aprilie 2018, nu în uh, 2019, cu Viz Media în engleză uh, în același an. E vorba despre Kugi, un tânăr care, bineînțeles, este carpenter ca Isus și uh, ia jobul de a construi uh, case pentru animale gen efectiv uh, sheds și chestii de genul. Uh, el bineînțeles că trăiește într-o casă care îi vie numită uh, 2x4, nu glumesc, 2x4 se numește uh, casa, uh, deci 2x4 cum ziceam, care îi vine uh, cu care aparent se ceartă uh, destul de des. Sună foarte fucking dubios până acum. Dar uh, într-o zi, uh, doi hoți uh, încearcă să pure și uh, bineînțeles că casa de una singură numită 2 pe 4 îl reușește să îi bată și aparent uh, cei doi hoți fac parte dintr-o organizație care vrea să fure aparent uh, Mythical Living Houses. Ceea ce sună foarte ciudat. Uh, și sincer, eu vreau să-l citesc, pentru că vreau să văd cum dracu poți să gândești o chestie genul și să o aplici în orice meaningful way, încât să iasă ceva poveste coerentă și care să aibă sens să nu te lase what the fuck. Sincer. E extraordinar de dubios Și sunt curios uh, Cum o să fie Și vreau să citesc cel puțin primul capitol Și acel one shot că holy shit. După care uh, este Mai vorbim despre ce lansat în 2019 Numit Sakamoto Days Alu Yuto Suzuki Si uh, Și e vorba despre Well, um, Cineva a cărui boss a fost un legendar asasin și, uh, na, cam asta este uh, toată treaba. Îi o comedie, îi, cum îi zice, dubios, cum vedeți, că probabil tipul la grasii, uh, tipul care a fost asasin cu alălalt uh, blondu fiind uh, cel care află. Că, na, de obicei așa funcționează în manga și de obicei iesă ceva foarte, foarte funny. Deci, dacă ar fi și aici să-i dau un da sau un ba, i-aș da un da pentru că pare foarte interesant. Bun, hai să mergem mai departe. Să uh, vedem următorul, uh, următorul manga despre care o să vorbim. Ei bine, dacă vă vie să credeți sau nu, o să vorbim despre... Ah. O să vorbim despre The Seven Deadly Sins. De ce? Pentru că va uh, well, o să aibă un sequel lansat în ianuarie. Adică. Nu mi să cred că o să aibă un sequel lansat în ianuarie. Inițial, acest sequel a fost uh, confirmat în martie, aparent. Uh, Ceea ce, na, da, e sincer surprinzător că seria asta mai continuă și că au anunțat un sequel la ea. Adică nu, nu știu cât, din, câți din voi uh, v-ați uh, fi așteptat la asta. Dar, hei, uh, o să fie lansat acest nou uh, manga uh, în ianuarie 27, deci anul viitor. Ceea ce e interesant. Uh, un nou pro uh, un nou protagonist, dacă nu mă șel, o să avem un nou inamic și un nou animal ca și companion. Deci, da, aia e poza care vedeți acolo, nu știu cât de bine se vede, că e foarte, foarte mica, așa e peste tot unde am găsit-o. Dar, interesant, curios din fanii să vadă distinție pe care au, să lăsați pe voastră acolo în comentarii. Uh, în live chat, bineînțeles, sau, uh, cum îi zice, uh, pe serverul de Discord să discutăm despre asta mai târziu. Uh, tare multe, momentan, nu prea uh, știm, în afară de uh, faptul că, uh, well, titlul ar fi The Four Nights of the Apocalypse. Deci, na, uh, dar... Momentan ăla nu-i confirmat titlul, deci chestia asta se poate schimba, deci rămâne de văzut care o să fie titlul complet și cum o să se lege cu uh, seria în sine. Uh, asta e știrea, sunt de părerea voastră, mergem mai departe. Să vorbim despre Attack on Titan. Nu cred că v-ați așteptat să vorbim și despre Attack on Titan la știri manga. Eu cred că v-ați așteptat să fii fost la da orba. Dar noi vorbim despre Attack on Titan la știri manga de ce? Pentru că creatorul uh, Attack on Titan a anunțat două lucruri. Unu, well, unul o să fie faptul că toată seria Attack on Titan manga o să fie available în variantă colorată, la fel cum au avut și Dragon Ball uh, Uh, cum are și Dragon Ball care are varianta uh, alb-negru și uh, după aia a făcut și varianta colorată. La fel o să iasă ce, de la cei de la Kodansha, Attack on Titan, Full Color, uh, toată seria. Deci dacă sunteți uh, curioși de asta, o să voi uh, vă iasă și în varianta color. Eu zic că e o chestie mișto, mai ales dacă ești colecționar și nu te-ai apucat deja să cumperi uh, seria Attack on Titan, să Uh, arunci un ochi și uh, probabil să îl cumperi uh, dacă ești curios când o să iasă asta undeva anul viitor uh, ideea este că și așa această serie o trecut de peste 100 de milioane de copii în toată lumea uh, printate deci e o chestie foarte foarte interesantă dar uh, a doua știre este simplul fapt că seria este la uh, 1 sau 2% Depărtare de a se încheia. Deci mai este 1 sau 2% din această serie înainte să își găsească și ea finalul. Uită-te că intrăm în anul 2020, intrăm la final de generație practic. Pentru că avem, uh, bineînțeles, o draie de serii care au apărut la, fie la începutul anilor 2010, fie la mijlocul lor, care efectiv... Uh, Well, au avut un impact foarte mare asupra comunității anime și încetul cu încetul ajung la sfârșit printre care uh, și Attack on Titan, bineînțeles am avut zvonurile și tot confirmările și de confirmările că One Piece se termină într-un an 2, 3, 5 cine știe uh, sau 10 deci, uh, na asta este știrea Ești curios ce aveți voi despre ambele? Tare multe nu prea știm uh, despre când și cum exact o să termine, dar uh, tot ceea ce știm e că aparent este. well, suntem în endgame, că uh, bineînțeles Sensei uh, Manga Cau a aranjat piesele aparent ca. Uh, endgame-ul pentru un joc de shogi și că urmează să se încheie această serie. Bun. Uh, na, uh, tare multe eu nu pot să vă zic, dar again, asta înseamnă că Attack on Titan o să fie unul din animeurile care probabil am manga pe care probabil o să le citesc odată ce se încheie după cum știți, eu citesc manga doar când se termină. Bun, mergem mai departe, să vorbim despre e bine, da ori ba, pentru că trebuie să vorbim despre da ori uh, ba, nu? Eu zic că e corect să uh, trecem la, la partea asta uh, din punctul meu uh, de uh, vedere, stați numai așa un pic pentru că trebuie să intrăm la un pic de reclamă, iar dacă nu vrei reclamă, e bine a subscribe pe Twitch. Bun, trecem la da orba. Asta e pentru voi ăștia de pe YouTube sau care sunt subscribe pe twitch.tv/orba. Da orba funcționează în felul următor. O să zicem dacă da ne place ori sau banu ne place, tu poți să faci la fel în comentariile de mai jos. E bine, nu doar asta Uh, ci dacă ești în live chat, ei știu deja că poți să folosească cele trei noi emoji -uri. Dacă vrei să faci și tu asta, bineînțeles, trebuie să-mi dai un follow sau un subscribe pe twitch.tv slash Iar e bine nu uita like, share, subscribe și toate alea pe uh, YouTube, pentru că, uh, cum ziceam, îi nevoie de creatori să se ajute între ei și uh, dacă vreți să fim, fie mai mare comunitate anime, trebuie să le arătăm că ne pasă. Bun, hai să începem cu prima știre din a, acest da-ori-ba, unde trecem mai repede repejor printre știri, zicem dacă da ne plac, ba nu ne plac, trilere toate o să fie pe serul de Discord. Prima știre este vorba despre, well, un al doilea film dintr-o serie, aparent, numită a, Sumiko a, Gurashi a, și sunt niște caractere foarte, foarte a, drăguțe le vedeți acolo. Primul film a câștigat aparent și niște awards, ceea ce e interesant și o făcut, a făcut, o, o fost văzut de peste 1.2 milioane de oameni, ceea ce e again, foarte, foarte, foarte a, drăguț. Pare să fie un, un mascot anime a, adorabil care a ieșit în 2019 cu primul film și o să aibă un al doilea și care au făcut o droaie și o droaie de bani. că că na, E ceva pentru copilaș. Sir, din punctul meu de vedere, are da. Mergem mai departe. Uh, recomand să nu intri în comentarii la posturi autun. Yeah. Ia. N-ai ce face. Na, -ai, asum că ori e pentru toxicitate, ori e pentru efectiv spoilere, care na, nu sunt extraordinare. Bun. Uh, mergem mai departe la. Următorul anime este vorba despre Kaiketsu Zuzori, care primește o al doua serie în, well, în aprilia anului viitor. Acolo aveți acel mic preview. E, again, ceva iar foarte drăguț pentru uh, copii și uh, well, ăștia până în 13-14 ani. Sher sure, are un da, nu-i nimic uh, oribil sau asta. Oameni care au lucrat la seria Astas, care o, oameni care au lucrat la Inazuma Eleven, Pokémon XY, One Piece și multe altele. E produs de Bandai Namco Pictures și Aijado, uh, ceea ce, sure, nice, uh, whatever, nu e ceva absolut oribil. Bun, mergem mai departe la, rămânem în teritoriul copilor pentru că vorbim despre, well... Uh, un anime ciudat. De ce? Pentru că Osaka uh, ABC Television are o stație de TV, cum, după cum sună numele, și, e bine, are o mascotă. Iar acea mascotă, ABC, uh, care o vedeți acolo, o să primească un anime uh, cu starul principal fiind Aoi uh, Yuki. Ceea ce, again, e ceva drăguț, îs animale, după cum vedeți, uh, antropomorfice. Uh, cu, broș, cu în sus și tot felul de chestii genul. E, uh, again, o chestie foarte drăguță, foarte, uh, așa, chill și care eu zic că își merită. Uh, da, bun, mă bucur să văd că îi dai și tu un da acolo în chat paradigm și hai să trecem mai departe la, îi vine Dr. Ramune. Uh, de ce? Pentru că avem acel nou poster și visual a, a, acestui anime care o să iasă, bineînțeles, și el în iarnă. Îs curios cum o să fie, again, aici e ai o chestie de 50-50, ori o să fie funny as fuck și o surpriză, ori o să fie efectiv o dezamăgire. Eu vreau să fiu optimist, vreau să-i dau un da pe ideea de trailerele nu au fost tocmai oribile, dar atât nu prea înțeleg foarte bine lumea. Dar sper să fie bun. Pentru că, again, îmi place să râd. Cui nu-i place să râdă, uh, -am, efectiv n-am de ce să îi dau un uh, nu. Și să zic, uh, bă, inașpa, e ok. Nu e extraordinar. Dar, uh, na, nici uh, atât de oribil încât să uh, fiu oripilat de uh, ceva. Plus premiza faptului că e un tip cu puteri supernaturale care ajută fantome și uh, oameni uh, iar ceva uh, drăguț. So, sure, are un da și mergem mai departe. Să vorbim despre Skate the Infinity, numele la absolut ridicol de, uh, well, absolut uh, ridicol de rău. Data trecută la Channel Live am vorbit despre asta. Pentru simplu fapt că am avut un visual nou și am zis că bă, aștept să văd un trailer nou. Ei bine, acum avem un trailer nou și un preview. Dacă vreți să le vedeți, bineînțeles, o să fie pe serverul de Discord. Și ceea ce e foarte, foarte interesant e că nu rău. e rău. Adică nu e rău deloc în sensul de e interesant, e un pic clișeic pe ideea de un. Shonen, clasic, aduce mult a, aminte de oarecum Beyblade-ul original, numai cu adolescenți, combinat cu a, oarecum apare Ranman și na toată ideea de curse. E, practic, Tokyo Drift de anime, dar cu skateboards, a, că aia e. E vorba despre un tip care se dă cu skateboard și face drifturi și curse pe dealurile munților Japoniei, unde bineînțeles străzile sunt tot așa ni în zigzag și na, e periculos, e ceva urban, e ceva drăguț, dacă vreți să-l vedeți, eu zic că oarecum o să fie bun, nu o să fie extraordinar, dar o să fie unul din animeurile alea la care te uiți și nu o să fie dezamăgit tare mult sau nu o să simți că îți pierzi timpul degeaba, deci o să fie o chestie de-aia uh, oarecum interesantă. Eu sper unul, bineînțeles că sper să mă surprindă pe ideea de, bă, are niște faze foarte mișto animate și unele chestii absolut mind-boggling, stupid, da, stupide de entertainment uh, gen încât să rămâi Oh, aia au fost mișto, mi a plăcut, nu contează că nu au avut logică și că uh, fizica efectiv nu contează în uh, jurul acelui anime Deci chiar să fie un Fast and the Furious Tokyo Drift, dar cu skateboards uh, Nu m-ar supăra absolut de uh, loc din punctul meu de vedere uh, Nu știu dacă are, uh, cum e zice, orice Eurobeat dar ar fi, ar fi foarte interesant. Avem doar așa un sneak peek legat de opening care e ok, e foarte inofensiv, nu nu știu ce. But, na, a, e. Eu zic că își merită un da cel puțin. Trailerul e mai bun decât posterul care îl vedeți acolo. Numele e tâmpit, dar aia e Uh, am mai dat peste alte anime oricum mai mult mai tâmpite decât Skate the Infinity, dar uh, n nu avem ce face, așa că mergem mai departe din punctul meu de vedere cu un da. Again, trailerele, dacă vreți să le vedeți, o să fie pe serverul de Discord. Și ne întoarcem să vorbim despre The Seven Deadly Sins, pentru că, ei bine, am primit acel poster care îl vedeți acolo cu Dragon's Judgment și, bineînțeles, Teaser, trailer legat de, ei bine, sezonul nou. Eu deja l-am postat pe serverul de Discord, o să-l mai postez o dată în caz că s-a pierdut în conversație. Și îmi pare ok, pare să dea hint spre că ăsta e penultimul sezon, probabil. Sezonul 4, dacă nu mă șelă, o să fie ăsta. Și probabil o să aibă și un sezon al cincilea ca sezonul ăsta fiind un setup pentru ultimul sezon și sfârșitul seriei, cel puțin așa zice trailerul, așa că uh, na, nu știu manga nu știu uh, seria originală, deci probabil mă elucidați voi acolo în comentarii și îmi ziceți dacă ăsta e adevărul, cel puțin din câte vă uh, dați voi seama uh, din trailer că probabil, probabil uh, e vorba de penultimul oarecum capitol uh, mare înainte de finalul acestei serii. Again, o să fie la studio din, îs curios dacă o să fie un shit show la fel ca uh, sezonul uh, trecut. Bineînțeles, nu ne dorim asta, nu cred că își dorește nimeni ca vreun anime să fie uh, un shit show, pentru că oamenii aia is un pic am din punctul meu de vedere. Sure, e funny când un anime e rău precum GBH așa mai departe sau EXARM dar, na, majoritatea am preferat probabil să vedem animeuri foarte bune care să ne încânte decât să uh, râdem de ele. Deși, na, decât să fie plictisitoare și să ne facă să vrem să, să rinde pe bloc, mai bine să fie rele încât să râd de ele, obviously. Bun, uh, sure, are un da, nu, nu are atât, are multe. Pune doar draie dra de întrebări uh, și uh, pune întrebări legate de alianțele care au fost, care sunt Și, uh, e bine, antagoniști care probabil o să devină prieteni și aliați și așa mai departe Pentru că, na, e vorba totuși de un anime Bun, uh, again, trailerul, dacă vreți să-l vedeți, o să fie pe serverul de Discord Și mergem mai departe, nu uitați uh, acest al patrulea, uh, well sezon o să iasă pe Netflix ianuarie 6 complet probabil sau împărțit în două părți că why not după care vorbim despre That Time I Got Reincarnated as a Slime care ei bine știți și voi că o să iasă cu un al doilea sezon și avem un nou trailer care oare pune totul în context de ceea ce urmează sezonul viitor. Ei, ei mișto, ei ok, Again, eu unul prea înțeleg pentru că nu știu povestea din primul sezon, deși oarecum încearcă să te prindă la zi, dar în rest, na, nu e ceva oribil încât să zic că na, e de tăcăcatul sau o chestie genul. Ei ok, din punctul meu de vedere, nu extraordinar, dar aia e. Avem uh, un pic și din ending song și din opening song, uh, cu primul opening -ul, song -ul fiind de la... Uh, true, numit Storyteller și ending song-ul fiind de la Stereo Die Foundation, uh, ceea ce, again, e foarte, foarte interesant. Bineînțeles, trailerul o să-l vedeți pe serverul de Discord. Eu îi dau un da, n-am de ce să îi zic că, bă, nu, că e nașpa sau ăsta, pentru că nu e nașpa, animația e bună, pacing-ul e ok, sunt trei trailer într-unul, practic, pentru că e vorba de vreo două minute jumate, Aici, prima parte care oarecum îți aduce aminte de ce s-a întâmplat în primul sezon și cum a ajuns să să fie slime, a doua parte care oarecum uh, îți zice unde este lumea momentan, și eu, a treia parte unde introduce un caracter nou, adică antago probabil antagonista uh, acestui al doilea sezon, și uh, cam acolo rămânem cu uh, povestea, plus câteva șoturi din. Uh, ce urmează în acest sezon până să dea de acea antagonistă. Bun, uh, aie, e, ok, nu-i nu extraordinar. Uh, hai să vedem ce zice aici, paradigm, slim, uh, slime hype, adică face lucruri, uh, este ca într-un mod care nu te calcă pe nerf precum se ca cheat magician sau altele, plus world building bun, deci are da. Ok, Val, uh, mă bucur să aud asta. Știu că tu ești așa un pic elitist pe o parte, deci, uh, așa, numai, ești numai un pic elitist, nu foarte. Deci, uh, aia e foarte încurajant din punctul meu uh, de vedere, așa că, uh, sure, are un da, nu-i nimic uh, oribil, nu-i nimic ăsta. Mergem să vorbim despre Fire Force, care, val, surprinde. De ce? Pentru că, de obicei, nu vorbesc de casting, dacă nu se anunță. Uh, așa, un anime nou, un sezon nou de la un anime sau whatever. Uh, nu vorbesc despre castingurile astea care sunt făcute în... și date la presă numai o săptămână înainte să iasă nou episod cum pentru majoritatea animeurilor. Anime urilor de ce nu vorbesc despre asta? Pentru că de obicei e, e who cares, adică e, o să vedeți și așa peste 5 zile nu e ca și cum e breaking news de nu știu ce sau nu e ca și cum s-a anunțat că ăsta o să fie voice cast-ul pentru sezonul următor, că e pentru episodul următor, practic. Ei bine, uh, Fire Force a anunțat un cast, o, un caracter, dar ce surprinzător e că e vorba despre un YouTuber. Da, ai auzit bine, e vorba despre Silk Road, care o să-l joace pe Anton, care e foarte, foarte interesant. Anton o să fie uh, parte din uh, Special Force Company uh, 2, -ul. deci, na, o să fie uh, drăguți, îs curios cum o să fie, și interesant să vezi un YouTuber în uh, lumea asta de Voice Actors, bineînțeles, uh, mai avem câteva exemple, but still, un YouTuber într-un anime. Foarte, foarte interesant! Asta, asta e știrea. E, e dubios un pic. Așa, da, sure. are un da. Rămâne de văzut cât de bun o să fie. Și ce știe, poate asta deschide o poartă către o droaie de alți youtuberi care să aibă cameo sau roluri mici prin animeuri. Nu văd de ce să nu se întâmple chestia asta, mai ales cu creșterea în popularitate a ceea ce este VTubers și asta ce știe? Uh, poate urmează efectiv vă un an doi să avem un anime numai cu VTubers, dar făcut calitate, nu ca altele care sunt făcute de ei și arată ca curu. Uh, de cei? Uh, o să fie interesant să vezi un Love Live, uh, love live cu, uh, de exemplu, cu VTubers numai sau ceva de genul nu m-ar surprinde dacă nu a avut ceva deja ideea și nu în producție un anime de genul, dar poate ar trebui să fie. Sau, uh, dacă nu, îi cineva să mă sune și să-mi dea câteva milioane de dolari pentru ideea care tocmai le-am dat-o pe gratis. Bun, uh, sure, e interesant, e un pic dubios. Arunda, mergem mai departe la ultimele trei, well, nu trei, două știri din uh, această serie și începem încetul cu încetul să vorbim despre sezonul viitor și, e bine, unul din anime voastre favorite, for some reason, nu înțeleg de reason, but sure. Quintessential Quintuplets, după cum știți, au să aibă un al doilea sezon, well, uh, iarna următoare. Și avem un nou trailer pentru acest al doilea sezon. E ok, uh, nu-i extraordinar, nu mă încântă, nu-mi dă pic de hype. O să mă uit probabil pentru că e din punctul meu de vedere, un trash show, acest Quintel cu un tablets. Sure, ție poate să-ți placă. Na, părerea mea e părerea mea. Mai mult de atât nu prea am ce să zic decât e just fine trailerul. O să-l vedeți pe serverul de Discord dacă vreți să-l vedeți. Plus acel visual care l-ați mai văzut când a fost anunțat al doilea sezon. Nu știu, mie nu prea îmi place noul design sau cel puțin designul din, uh, cum îi zice, acel poster care îl vedeți voi acolo. Arată un pic mai dubios față de uh, cel inițial. Nu știu ce s-a schimbat tare mult la el, da, na. Aie, uh, uh, tare multe nu prea am ce să vă zic având în vedere că sunt așa mă legată de această, well, această serie. Bun, <laughs> și acum să trecem la ultima știre și e o știre foarte, foarte interesantă pentru că vorbim despre filmul Ghibli, bineînțeles, Erwig and the Witch. N-am mai vorbit despre acest film de ceva vreme, dar în 30 decembrie o să aibă debutul pe TV și aia înseamnă că o să-l vedem uh, și noi în 31 decembrie. Bineînțeles, e nou film al lui Goro Miyazaki, care o să fie full CG 3D făcut de cei de la Ghibli, care îi o premieră în termen de ăsta, având în vedere că o să fie Dita mai cast uh, Dita mai filmul și nu o să fie efectiv numai un short cast, uh, avem cast, ceea ce e interesant. Uh, oameni care au lucrat la o de animeuri interesante printre care și Nobu Terajima, care a lucrat la Caterpillar, uh, Helter Skelter uh, și o Lucy, Etsushi uh, Toyokawa, care a lucrat la Live Action 20th Century Boys și her granddaughter Gaku Hamada, care a lucrat la Miss Hokusai One Piece Film Gold și Live Action uh, Space Brothers și actrița care va uh, aparentul jucat uh, în Live Action Bleach Kokoro Uh, um, ceea ce e uh, interesant din punctul meu de vedere după care uh, avem uh, doi scenarii, scenariști apărant uh, Keiko uh, Niwa care a lucrat la Ocean w uh, Waves Tales of Earthsea The Secret Dwarf, uh, World of uh, Arieti, World uh, from Up The Puppy Hill și When Marnie Was There care e un anime film anime foarte, foarte bun, dacă nu l-ați văzut, trebuie, și Emmy uh, Gunji, care lucra la From Up the Puppy, on Puppy Hill ca assistant director, ei uh, cei care scriu scenariu, după care ilustrator uh, îl avem pe Miho Satake, uh, Satake care lucra la Moribito și Kiki's Delivery service, ceea ce, na, e interesant, tot el și uh, uh, original character designer. Ceea ce... Uh, și, set, pardon, setting designer Împreună cu uh, Katsuya Kondo Care lucrează la uh, well, Character design pentru animație E un pic mai dubios, dar oare cum trebuie să aibă uh, sens uh, El, uh, Katsuya Kondo, lucrează la Kiki's Delivery Service Ponyo, Ron, uh, Ronia the Robber's Daughter Care l tot nu l-am văzut E singurul serial anime de la uh, de la Ghibli, dacă nu mă înșel, are 26 de episoade, parcă am văzut numai prima jumătate, și From Up on Puppy Hill. Uh, da, astea, astea ar fi castul și, uh, bineînțeles, staff din spatele acestui anime la care s-a lucrat și vreau să văd un nou trailer înainte uh, de decembrie 30. O să fie foarte, foarte interesant să vedem. Ce o să iasă din acest film și cum o să fie primit de fanii anime Pentru că cu toții știm că primul film al Goro Miyazaki nu a fost foarte bine primit, nici măcar de Taikoso uh, Bine, nu că voia el să l impresioneze pe Taikoso, dar na, e, e ceva când uh, Miyazaki zice you did well uh, Al doilea film care a fost mult mai bun și uh, față de primul și uh, acum o să fie interesant ce o să iasă de aici. Bineînțeles știm că studio Ghibli de obicei au lucrat numai cu regizori extraordinari făcând unele filme care sunt efectiv mind blowing precum și de exemplu Marnie cum ziceam acolo sau bineînțeles Grave of the Fireflies care na, mă refer aici la filmele care nu sunt făcute de Hayao Miyazaki deci e interesant să vedem acest al treilea film de la fiul lui Miyazaki Uh, Goro și ce o să iasă. Eu am speranțe pentru că sunt optimist și, again, nu e ok și nu vreau ca cineva vreodată să-și dorească ca un anime să fie rău în, uh, well, în orice fel. Bun, uh, astea au fost altele nus, dăm un mic ad din nou. Și vreau să vă zic că dacă vă uitați pe YouTube, nu uitați neapărat like, share, subscribe, Că așa arată că ne pasă, nu uh, doar că vă pasă de mine, că who cares, uh, dar ideea e că artați că vă pasă de contentul despre anime, uh, deci cu orice poveste, orice vrei, bineînțeles o să fie în, uh, pot să-ți lași în comentarii acolo, iar dacă ne asculti în varianta audio, bineînțeles ne găsești după pe Twitter, Tumblr, Facebook, Reddit, și server de Discord unde putem discuta mai mult despre anime, manga și tot ceea ce îți place ție din uh, industria asta. Uh, și uh, chiar și despre tot ceea ce înseamnă YouTube. Așa că, uh, ei bine, eu am fost Raul, un alt fan anime care vorbește prea mult despre anime. Iar, again, vreau să vă mulțumesc tare tare mult pentru like, share, subscribe și toate cele. Pentru că așa e frumos, uh, ați stat o oră iară cu mine. Uh, și, e bine, vreau să vă zic că ne vedem data viitoare. Vă apreciez tare, tare mult pe cei care sunteți live de fiecare dată cu mine pe twitch.tv. Eu am fost Raul, un alt fan anime care e clar că vorbește un pic prea mult despre anime. Ne vedem data viitoare, sâmbătă, tot de la ora 3, uh, vorbind despre cele mai noi știri din anime. Pa, pa! iar dacă ești pe YouTube dă click pe unul din cele două videouri de pe ecran. Unul este special ales pentru tine, celălalt este cel mai nou video sau podcast. Nu uita like, share, subscribe și apasă butonul al de notificații Ne vedem data viitoare și vă apreciez tare, tare mult acolo în live chat. Papa. Pa!